Capitolul 66. Colhozul partizanilor. Într-una din zile, Nicolae Grecu a venit de la o ședință de la colectivă tare năcăjit. Acolo, un activist de partid l-a propus președinte al colhozului. Așa i-au spus oamenii aici la începutul colectivei agricole. În cei 2 ani de la înființarea colectivă a mers din ce în ce mai rău. O bună parte din pământ a rămas nelucrată, recolta, cât a fost, a putrezit pe câmp și ce a fost recoltat s-a trimis la baza de recepție. Oamenii au primit mai nimic, doar cât au furat ei cu traista. Nicolae a încercat să scape, spunând că el nu-i pregătit să conducă o gospodărie așa de mare, că nu-i membru de partid, că oamenii nu-l vor. Activistul a spus că îl va ajuta partidul, că îl vor face membru de partid, că oamenii îl vor vrea. Nicolae a cerut un termen de gândire să-și întrebe și nevasta și a venit la noi să ne afle părerea. Ce se întâmplă dacă nu primești? Eu știu, ăștia sunt stare de orice, mă vor lua pentru fratele Ion, care e destul de deocheat, îmi vor face tot felul de necazuri și se vor întreba cine mă îndeamnă să nu primesc, când alții ar face moarte de om să ajungă în fruntea bucatelor. Și ce se întâmplă dacă primești? Mai întâi, colectivul va merge tot așa rău. Sașii îți duși în țară, pe la șantiere și fabrici, românii cei mai mulți lucrează cu ziua în satele necolectivizate, țiganii sunt toată ziua după bureți în pădure, că n-au ce mânca și vin numai la furat, iarna vitele zac pe coaste, în grajduri fără acoperișuri, oile spline de râie. Eu aș putea spune la oameni, haideți la lucru, că primiți atâta din recoltă, dar mă pot ține de cuvânt, că lor le trebuie să ducă tot la bază și nu interesează cu ce rămâne omul. Și de câte ori vin, trebuie să le umpli mașina, să le faci chefuri cu mâncare și băutură. Ce vii, ce piersici, nuci și meri erau când își lucra fiecare via și livada lui. Acum te mănâncă lupii ziua în amiaza mare în ele, de când le-au luat de la oameni. Oricât i-ai zbate, nu poți urni mortăciunea din loc. Îmi pare rău că n-am plecat din sat și mi-am cumpărat casa asta și-s legat de ea. Am fost de părere să primească totuși și să-și caute oameni să-l ajute să facă ce se putea face. Așa am ajuns să fim adăpostiți de la președintele colhozului din Șoarș. Nicolae a rămas președinte al colhozului până în ziua arestării sale. Îndrăznesc să spun, am văzut culturile agricole. Colhozul a mers în condițiile date chiar destul de bine. Noi nu l-am sabotat în dorința de a rămâne și oamenilor ceva. Deși frații Grecu ne-au rămas unii din cei mai buni sprijinitori și lor li s-au alăturat și alți oameni chiar din conducerea colhozului, ajutoarele primite de la ei, români și sași, erau din averea lor personală și nu din cea a colhozului. 4 ani, securitatea nici n-a bănuit că însăși conducerea colhozului era de partea noastră, cu trup și suflet. Capitolul 67. Legătura cu Consiliul Național Român din Franța. Cât timp am stat în Șoarș, la Nicolae Grecu, am mai avut o legătură de care mi-amintesc cu mult drag. E vorba de familia notarului Moise Câlțea, tatăl studentului Doru Câlțea, care fusese arestat cu un an în urmă. Dânșii locuiau pe atunci în Șoar și erau furnizorii noștri cu cărți și cu mâncare. Cam pe la începutul lunii martie a venit la noi cu o veste importantă. Un tânăr din Șona, tot cu numele Câlțea, nepot de al dumnealor, avea viză de plecare în SUA. Ca unul ce se născuse acolo și ne întreba dacă nu avem de trimis un mesaj în străinătate. Notarul susținea că garantează de bună credință și seriozitatea acestui tânăr. Împreună cu Leu și Gelu am stabilit să trimitem următoarele Comitetului Național Român din Franța. 1. Să știe despre existența noastră, ca grup de rezistență armată în munții Făgărașului, ca și a fraților arnăuțoi. 2. Dacă pot, să ni se trimită cu un avion ajutoare în arme, echipament și medicamente, parașutate. Nu mai țin minte exact data, pe la sfârșitul lui septembrie, mi se pare, în perimetru dat de unele coordonate din harta militară. Era zona de la izvoarele râului Sebeș-Făgăraș,
ca semn de localizare semnale intermitente cu lanternă cu lumină roșie, iar dacă la data fixată munții ar fi fost acoperiți de nori, cererea rămânea valabilă în săptămâna următoare, în aceeași zi și tot așa în săptămânile următoare. 3. Să ne se deschidă în modul cel mai potrivit o legătură permanentă cu Consiliul Național Român din Franța. Cererea urma să fie învățată pe de rost de tânăr, să nu rămâne nimic scris. Domnul Câlțea urma să se întâlnească cu tânărul, care să repete de atâtea ori până va ști tot textul pe de rost. Am optat pentru Consiliul Național Român pentru că știam câte ceva despre el de la Vocea Americii. De asemenea, manifestele găsite cu un an în urmă erau semnate de regele Mihai și CNR. Sceptici din pățite, n-am pus mari speranțe în mesaj ca, în caz că nu se întâmplă nimic, să nu avem dezamăgiri. Tot aici am aflat vestea morții lui Baciu, în Voivodeni. La drept vorbind, se vorbea printre oameni că a fost omorât feciorul lui Runcăreanu din Pojort, un băiat înalt și frumos, la care a fost adus satul să-l vadă mort. Acum, ori și Baciu și Ghiță erau înalt și frumoși, n-am știut care din frați era cel mort, până când, la întâlnirea din primăvară, l-am văzut pe Ghiță și nu pe Baciu. Am zis o rugăciune pentru oricare va fi căzut, căci amândoi ne erau la fel de dragi. Ne întrebam ce căutam voivodeni când trebuia să fie la munte în vremea aceea.